Susan Cross, culecuță mai departe de casa de unde v-ați născut, de la cuibul în care ați crescut. Să nu uitați de profesori. Bun, e după orice profesori, culecuța astfel, dar o să vedeți că nu este așa, pentru că ei au depus muncă tare sărbunicioasă și o să vedeți că acea muncă pe care au depus-o pentru voi nu a fost în zadar. Deci, într-un mustan și întotdeauna să vă fie inima bucuroasă, întotdeauna să vă fie sufletele pline, dar pline cu bunătate. Iar pasul de astăzi să fie pasul lui Dumnezeu, pasul de astăzi să fie plinul, ca să mergeți cum ne doriți. Întotdeauna să vă însoțească Dumnezeu, întotdeauna să vă însoțească cel puțin, măcar vă refuză norocul. Să ne aveți, să ne păstrați și să nu dați de bun vorba băiatului. Vă dăm mult și fericit să-mi găsesc și vă las binecuvântarea Domnului și să mergeți, să vă întoarceți tot așa cum sunteți astăzi. Dumnezeu să vă ajute! Profesori, părinți, ne-am adunat astăzi la acest perim. Anume, în acea zi când sunt scoare toți copacii, mai ales floare de tei, care o așteptăm. În această zi, în toate școlile, este o mare sărbătoare. Este o bucurie pentru legătorul cu terminarea anului de studiu. Este o bucurie pentru absolvenții clasei a 11-a, care vor avea posibilitatea de a pleca la alte instituții, să-și continue studiile, vor avea posibilitatea de a pleca în câmpul muncii. Dacă veți pleca, o să întâlniți multe greutăți. Aceste greutăți nu trebuie să vă întristați, nu trebuie să vă întoarceți înapoi. Depuneți toate eforturile ca să le învingeți și să deveniți acei specialiști care doriți. Vă alegeți o specialitate după plac, nu la întâmplare. Că dacă iese profesia după plac, o lucrezi și o îndrăgești și lucrezi cu mare plăcere. Nu uitați de școală, vă așteptăm să veniți la școală, nu numai să nu puteți veniți părinți, la adunare cu părinții, la adunare cu părinții. Veniți pur și când, dați un sfat, dați o poază la cei de care aveți școală. Spuneți-le cât de greu se fac studiile în alte instituții față de școala medie. Dați-ne povață ca să fie acei oameni cu literă mare în viață și să nu uitați de Santuș, școala natală. Folosându-vă de ocazia acestui cariu, pe parcursul anului de studiu am ajuns la careva performanțe, careva succese. Țin să aduc mulțumire tuturor pedagogilor care au depus eforturi mari la atingerea acestor performanțe. Să-ți aduc mulțumire tuturor elevilor care au luat parte la toate concursurile școlare, regionale. Să-ți aduc mulțumire tuturor liderilor grupurilor care au acordat ajutorul școlii pe parcursul anului. Să-ți aduc mulțumire pe deosebit părintele Micael care a acordat școlii de partea bisericii. Familie Părmădeanu, care a acordat ajutorul școlii. Familie Musu, care a acordat ajutorul școlii pentru aranjare și iluminare în procurare pe o sală sportivă. Pe viitor, doresc la toți absolvenții, atât a claselor a 9 cât și a 11, succes la examen de absolvenie, succes la examen de admitere, la instituții superioare de învățământ. Vă doresc un drum bun în viață, pace, fericire, un cer senin și la mai mult și la mai mare.
sul, cei severilor și gingăși, înțelepți și tacticuși, ne-ați condus prin anii copilăriei și adolescenței, ați pus în fiecare de noi o părticică din inima dumneavoastră mare, ne-ați dorit bunătatea dumneavoastră omenească, iubire. În această atmosferă solemnă trăim emoții puternice, emoții de bucurie că se apropie vacanța mare, timpul liber voi acum, dar și emoții de altă natură, puțin nostalgice, deoarece ne despărțim de colegii noștri, de școala noastră în care, în decursul acestor ani, am reușit să o îndrăgim, viața, munca, atmosfera de aici. E luna mai, e luna înfloririi și renașterii naturii, e luna întâlnirilor și despărțirilor. Pentru noi, absolvenții, luna mai este cea mai frumoasă, dar și cea mai tristă, deoarece astăzi vom auzi clintetul melodios de adio. Astăzi ne luăm rămas bun de la țara copilărie. Pentru noi copilăria a rămas ca o poezie, o poveste care s-a terminat ca o sărbătoare. Mai. Eu îmi de sfârșit de la școală, dar și de început, deoarece este perioada cea mai responsabilă, cea mai hotărătoare din viața noastră, perioada examenului. Pentru cea din urmă dată, clopoțelul va suna, și cei 11 ani de școală, ca un fulger, vor zbora. Aiduma unui adevărat părinte a avut față de noi cerințe exigente, dar și ne-a îndrumat, ne-a ajutat atunci când a fost nevoie. Aducem valurile precăsiunii și mulțumirii primului nostru dascăl, domnul Spânu Andrei Danilovici. Ați avut grijă să semănați semințelor răzătoare ale cunoștinței și a înțelepciunii în sufletul fiecărui din noi. Vă mulțumim de tot sufletul și ne închinăm în fața dumneavoastră pentru munca nobilă și plină de sacrificiu. De asemenea, aducem mulțumirile dumneavoastră domnului Maracuța Iacob Andreevici pentru munca grea și pentru sacrificarea cunoștințelor, priceperilor dumneavoastră. Cunoștințele ce ne le-ați dat, primiți florile recunoștinței noastre. Stimați profesori, colegi, oaspeți, dragi absolvenți, cu 11 ani în urmă, tot într-așa o zi frumoasă, la un careu, care la noi în școală sunt tradiționale, careu la primul sunet, elevii, absolvenții, clasei 11 ani. Și așa ea, au venit pentru prima dată la școală, de atunci s-au scurs 11 ani, după absolvirea clasei a noua, în disparte de școală, deci nu mă rămâne decât să le doresc, în primul rând, sănătate, succes la examenele de absolvire a clasei 11-a, să-și capete, să-și aleagă o profesie pe care le place, să fie oameni de omenie, să-și aducă aminte de timpul de învățători, profesori care le-au dat cunoștințe, i-au îndrumat la lucruri bune, noroc în viață și la mai mult și la mai mare. Bună ziua, dragi copii! Mai întâi de toate vreau să vă fericit cu sfârșitul anului școlar pe toți. Știu că ați înghețat în iarna asta, a fost frig,
Dar iată ne-am încălzit în luna mai. Îi fericit pe acei care astăzi ascultă ultimul clopoțel și le doresc multă sănătate la toți și mai ales pedagogilor care sunt vârste și, cum v-am spus, multe ieri la rând încheiați în școala noastră, dar poate s-a încălzit odată. Le doresc copiilor care astăzi părăsesc pereții acestei clădiri drum bun în viață, Stimată asistență, mă spun pe numele Rectorului Raional, felicit absolvenți cu absolvirea anului și chiar studiilor medii, și aduc mulțumire cuvascorului pentru munca migăloasă a vizei și părerile mele puțin apreciate și în toate termin mesajul Părintelui Mihail și a directorului școlii adresat dumneavoastră, mai frumos pe Dumnezeu și poate de spus, și vă doresc să fiți patrioți, fiindcă a fi patriot înseamnă a fi picior. Deci fiți pe picior demn, părinților, satului Cărcăiesc, raionul Căușeni, a Moldovei. Și... Aproape de sufletul lui Eliberul a fost întotdeauna dirigintele de clasă, domnul Cardonencu. El a știut cum să-i ajute în momentele cele mai dificile și cum să-i îndrumeze pe calea cea mai dreaptă. Ascultați-i încă o dată sfatul. Stimați elevi, oaspeți, profesori, am ajuns la sfârșitul anului de învățământ. Am avut greutăți mari și mici. Toate s-au trecut, iar acum vreau să sună ultima dată cu puțelul pentru absolvent, îi doresc să dai succes examene de absolvire, clase 9, clase 11, îi doresc succes la examene de admitere în institutele care s-au ales fie exterioare, fie colegii, îi doresc pace, succes de mine, să fie mereu bine, frumos, vieție. Sănătate, sănătate, și iar sănătate, că ne scumpă de pe toate. Să fie sănătos! Я понял, что это не так. Я не могу.
dimineață. Eu văd să-ți spun un vorbă cu leasă nu din carte, ci spusă din povață sau poate din nemoarte. Să fie întotdeauna ca lacrima curată și ca să părintească, să nu uiți niciodată, să nu o dai pe aur, să nu o dai pe slavă, căci aur și slavă sunt faci pe pomană. Asemeni, fată dragă, te rog să iai aminte, pe soră și pe frate, mai curași o minte. Și chiar și mai lașă, nu mai vrea cumpăra, e spală de ștătire, că e soră. Dați-mi înapoi clasa întâia, dați-mi înapoi clasa întâia. Hai, mai jos acolo la masă. Uite, uite, uite.
voi, fiilor, iar acum domnul director vă face o mică totalizare a anului de învățământ. Pe parcursul anului școlar 97-98, directorul unității de învățământ s-a întâlnit de program de activitate direcției regionale de învățământ de Ușeni și sub program de activitate unității de învățământ date, care a contribuit la îndeplinirea tuturor pedagogilor ce s-au încadrat la organizare și petrecerea măsurilor instructive educative, atât școlare cât și regionale. 2. Pentru alternare conștientă față de învățătură și o purtare exemplară, dați-mi voie să mânt și să decorez acei elevi care s-au încadrat activ la concursurile școlare și regionale. Thank you.
stabilire raionare. Elev acasă în 11 ani în Bătătoana pentru activitate în conștiință față de învățătură și participare la o zilă olimpiadă regională la Cheme. Când iară sova. Vede? Nu știi, Brâc. Ești încapătat. Stăruim. Da? Mâine facem probă. Mai cât. Îi dai focul. Nu dau foc. Vede? Tu dau înapoi. Îi dai înapoi. Băi, dar eu nu mă căniu, zubul ne smotre. Știi, urmă? Nu am dat multe în zubul. Pentru prea mult te uiți. Vă rog frumos, nu mă alungați. Vă rog frumos, nu mă alungați. Asta e asta, vă lăsați capurile. Gersvenci, urăță în dopul ăsta, în capacul ăsta. Mi-e picuța cum schimbă. Da, Lianuța. Ți-a ești azi de mohorici. Azi e Constantin și Ileana. Da, da. Cum? Am uși mergi la mici, ați poroim amândouă, să ne gătim de pământ. Bărușca, anul trecut să minți, cum ai venit la mine? Da. Hai, Gersmenci, mulțumesc! Gersmenci, nu vă grăbiți! Mă duc, am consultație, mai seara. Gersmenci, dar mai stați, Olea, că Volodia, intră și vezi prietena mea, Valiușca, o știi doar. Vino cu. Las că pe vino. Ce-i frumos, Volodia? Vino cu ieri și eu am fi. Draga mea, este frățorul meu, Vala. Володика, ты ну будешь увез Валюшка то что. Мы Михаилец да и крестом. А мне на Москве там два телевизора, платки полна, вы же генератор. А что? Там ком. Ёкина просто как.